Salutare, bă băieți, și bine m-am găsit la un episod. De această dată vă voi prezenta un server foarte tare în care eu sincer chiar am încredere, pentru că din câte am primit eu să prezint în acest episod, efectiv totul mi s-a părut extrem de tare. Deci, haideți să trecem la clip. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să dați-mi un follow pe Instagram @mariogramu, iar acum haideți să continuăm prezentarea acestui server. Pentru început vreau să vă spun că mâine, pe data de 11, la ora 18, va fi deschiderea serverului, deci vă așteptăm un număr cât mai mare. Dar până atunci nu uita să intrați pe serverul de Discord, pe care bineînțeles că îl aveți în descriere, unde aveți IP-ul și mai multe chestii. Serverul va avea IP-ul rpg.rosamp.ro, deci este, bă, sincer, numele e prea bun, vere, Rosamp, e prea ușor de reținut. Ro de la România frumos și Sam, na, de la joc, vă dați seama. Eu sincer vă sugerez să intrați de duminică, de când se deschide, de la ora 18. Nu de alta, dar să nu pierdeți startul, că după iaiurea dacă pierdeți startul pe un server. O să vă întâlniți cu mai mulți youtuberi la deschidere, printre care voi fi și eu. Probabil vom face un live, așa că mâine ora 18 ne vedem la un live puternic aici pe serverul rpg.rosamp.ro. Iar acum, bă băieți, haideți să nu mai stăm de vorbă și haideți să trecem la prezentarea serverului propriu zisă. Pentru început, când veți intra pe server, vă sfătuiesc să folosiți un referral. Eu o să dau referral Axeluț, pentru că așa am primit indicații. Și avem următoarele bonusuri, bă băieți. Referalul îți oferă pe perioadă de 7 zile cont premiu, care include și 50% job boost, un vehicul de tip Infernus VIP, îl poți reporta la tine folosind V Infernus Get Car. De asemenea, primești permanent 10 GK, 5 puncte premiu și 500 experiență. Dăm OK. Și vedeți, am făcut level 2, dăm slash V și vedeți că într-adevăr avem acest Infernus pe care hai să-l spawnăm. Slash V iar și cum îl aduc la mine? Get Car. Și uitați Infernusul, bă băieți. Da, mă băieți, și vă sugerez când intrați duminică la ora 18 pe server, dați slash referral spațiu thank you. Și stați pe spate după ea, vedeți ce primiți și ați folosit și codul meu de referral. Bun, bă băieți, și acum vă voi prezenta un sistem de market. De exemplu, dați slash market și dați și market. Și vedeți, sunt chestii de-astea la vânzare. Dacă vreți să puneți ceva, dați ei la sell item și vă puneți. Ca să puneți la vânzare, efectiv o să vă ia pe săptămână 10% din prețul cerut pe ce vreți voi să vindeți. Deci mi se pare super ok acest sistem, n-am să vă mint. Și sincer, așa cu comandă slash market nu am mai văzut până acum, deci ceva foarte tare momentan. Și uitați, de exemplu, putem să dăm așa, ca să vă arăt și cum folosim chestia asta. Și hai să luăm 4 cocaine. Luăm așa, dăm yes și gata. Cam așa funcționează, vedeți, nu trebuie să mergeți undeva, să luați ce vreți să cumpărați. Efectiv, dăm slash market și market, vrem de exemplu să luăm vehicle banship. Apăsăm și îl cumpărăm și gata, de oriunde suntem. Bun băieți, acum vă voi arăta jobul de drugs dealer. Hai să dăm slash get job. Nu de alta, dar acest job are două tipuri de droguri. Weed, cu care pur și simplu îți regenerezi viața. Și cocaine, care îți dă, bă băieți, 20% armură aici pe server. Și ca să vă arăt cam cum funcționează, vom da use drugs, cocaine. Și vedeți, apare că am consumat și avem 5 armură în momentul de față. Acum haideți să vă arăt cum funcționează acest job. Am dat frumos slash get job și venim aici la cocaine table, de exemplu. Apăsăm alt, dăm OK și pur și simplu l-am închiriat. Vedeți, am dat un gaga jumate și îmi zice să revin după 4 ore. Iar practic peste 4 ore, dar voi nu veți vedea asta, bineînțeles, dar vă las pe voi să descoperiți. O să primiți între 2 și 5 grame, bă băieți. Mie mi se pare super tare chestia asta. Și vă veți putea lua două table-uri de-astea la care să produceți marfă. Deci e super ok. Dar ați văzut, vă trebuie 1,5 kk ca să vă luați așa ceva. Și hai să mai dăm o dată. Chiar sunt curios dacă îți dă mereu câte 5 armură. Ba nu, ia vedeți că nu ne-a dat 5. Ne-a dat și 6, mi se pare. Deci, care e sistemul ăsta? Că nu dă doar 5 armură când ai use drugs cocaine. Acum, hai să vedem care se treaba și cu jobul de arm dealer. Hai să ne teleportăm. Dăm get job. Și o treabă foarte mișto aici pe server, că veți putea face împreună cu cineva acest job. Vă voi arăta imediat împreună cu MC Rebelul, care este și fondatorul serverului.
Bun, și MC Rebelul are această mașină, de exemplu, apăsăm alt lângă și ia vedeți ce putem să ne cumpărăm de la băiatul nostru MC Rebelul. Ne luăm frumos un Deagle, bam, costă de gloanțe și am dat 50k. Deci, sincer, asta n-am mai văzut și mi se pare extrem de tare să poți să ții arme pur și simplu așa dintr-o mașină de la un player care are skill 5 la acest job. Și cei care vor vinde arme, deci dacă voi, de exemplu, veți vinde arme, ajungeți la skill 5, o să vă folosească materiale, bă băieți, așa că veți avea nevoie de materiale pentru acest job, ca să știți. Bun, și am mai luat și o riflă, vedeți, și vă dă frumos și trageți de nebuni cu rifla. Și hai să vă arăt și cum decurge o tură, am dat slash work aici și vedeți, ne dă, de exemplu, un clover acum la skill 1. Și să zicem că noi n-avem TP și mergem frumos până aici și sunt curios dacă terminăm tura aici sau trebuie să ne întoarcem acolo, hai că vedem imediat. Bun, și intrăm în checkpoint și am primit 8311 materiale și acum va trebui să ne întoarcem la job, cred că de unde vom lua și banii. Hai să vedem dacă primim banii sau nu, chiar sunt curios câți bani vom primi, că nu am idee câți bani primim aici la joburi. Ok, și aparent am terminat tura, deci de la arm dealer luați doar materiale, băieți, nu luați și bani, deci super tare. Deci să înțeleg că banii îi faci numai vânzând arme din mașină. Bă, mi se pare tare sistemul. Și în cazul în care ajungeți la skill 5, bă băieți, va trebui să dați slash job vehicle și așa aveți acces la această mașină, bă băieți. Bun băieți, acum vom merge până la biserică să vă arăt un sistem foarte jmecher care pe mine chiar m-a dat pe spate. Așa că stați să-l chemăm pe MC Rebelul și vă arăt imediat un sistem nebun rău de tot. Bun, intrăm frumos în biserică și îl avem pe MC Rebelul aici de față. Vom da slash Mary MC Rebelul și am trimis cerere de asta să ne căsătorim. Vedeți, apare aici că ne-am căsătorit și acum haideți să vă zic o nebunie, bă băieți, că avem slash MC, bă băieți, bă, care este un chat numai între noi doi, gen cu persoana în care te căsătorești frumos, vei avea doar un chat doar între voi frumos, privat, să nu vadă băieții ce vorbiți, fetele, chestii de genul. Și bă băieți, avem mult mai multe beneficii pe care vi le voi prezenta în continuare. Dacă sunteți amândoi conectați la Payday, aveți șansă de 50% să primiți XP bonus. Și o chestie care este mișto, puteți să dați slash work împreună, bă băieți, ca să faceți asta, am înțeles că va trebui să dați work Mary. Hai să mergem până la tracker să încercăm să facem cu Rebelul chestia asta. Așa că am venit aici, dăm quit job de la fostul job, dăm get job acum și hai să dăm work Mary frumos. Și hai să luăm asta la Montgomery, nu știu. Și bam, l-a băgat în mașină cu noi, ați văzut? Și amândoi vom primi câștigurile la acest job. Și sincer, bă, sistemul ăsta eu cred că este unic. Adică nu l-am mai văzut pe niciun server, bă băieți, pe care m-am jucat. Eu n-am văzut așa ceva. Într-adevăr, sunt sisteme de măritat, de chestii, dar nu în hal ăsta să faceți job împreună, să aveți chat. Deci asta e super tare, bă băieți, bă. Și uitați, ne-a zis și Rebelul că ne pune și checkpoint-ul comun. Adică vedem amândoi checkpoint-ul, nu văd doar eu sau vede doar el. Deci asta super tare. Bun, și intrăm în checkpoint și am primit 463k și banii au fost împărțiți cu MC Rebelul, pentru că cu el suntem căsătoriți. Deci el a primit 231k. Noi 231, deci stăm pe spate, bă băieți, se fac bani împreună aici, farmăm. Acum că am terminat și cu chestia asta, v-am zis, dacă vreți să încercați acest sistem, puteți să încercați mai multe joburi, că nu doar jobul ăsta de tracker puteți să-l faceți în doi, majoritatea puteți să le faceți așa împreună cu partenerul vostru. Acum vom da slash go și hai să mergem până la dealership să vedem care este treaba. Prima dată vom da buy veh și ne apare pe ecran următoarea chestie. Și vezi, cam astea sunt mașinile de pe server, o gamă foarte mare, adică cred că aveți majoritatea mașinilor de pe server, sincer să fiu cu voi. Și de exemplu, hai să dăm o tură cu ceva mașină, stați să ne luăm ceva mai ieftin, că nu vreau să ne luăm cine știe ce mașină, hai că ne luăm un montă bike, bă băieți, nu ne mai luăm mașină, ne luăm o bicicletă. Dar înainte să ne luăm această bicicletă, hai să o și testăm. Dăm test drive și vedeți, ne dă aici frumos, să ne plimbăm cu bicicleta asta nebună și să vedem, ne place sau nu ne place. Bă, sincer, încă îmi place. Normal, aveți 2 minute să testați mașina, deci e bună asta dacă vreți să vedeți și voi dacă vă place mașina sau nu.
Așa că 2 minute, vă băieți, vă plimbați cu nebunia de mașină pe care vreți să o cumpărați sau doar să o testați, depinde. Bun, și dacă vreți să anulați practic testul, ieșiți din mașină și vă dă înapoi aici. Mie mi-a plăcut bicicleta, așa că o să o cumpăr. Bam, și mi-am luat un bike pe care hai să-l spawnăm. Bun, și s-a spawnat aici frumos în această parcare. Bun, bă, băieți, acum vom da shop voucher, shop și ne luăm un neon voucher. Bun, dăm ok și ne-am cumpărat. Pentru asta veți avea nevoie de 150 de puncte premium, ca să știți. Iar voucherele puteți să le cumpărați și de la jucători, pentru că merg late prin trade, ca să știți. Acum, eu sincer nu cred că pot să pun pe bicicletă neon, dar hai că încercăm, dar v-am zis, probabil nu putem să punem. Bun, ca să punem neonul, trebuie să dați slash voucher și mergem la neon voucher. Și eu mi-am pus de exemplu pe bike, vedeți, și cam așa arată neonul. Nu știu dacă pot să-l modific, ia să vedem. Slash V, bike, merge de aici, ok, nu merge, stați că aflăm imediat cum schimbăm și culoarea la neon. Bă, zice, eu nu mă așteptam să punem pe bike neon, dar vedeți că arată talent, sunteți nebuni. Bun, și aparent trebuie să aveți grijă, bă, băieți, când vă puneți o culoare pe mașină, un neon de ăsta, că nu mai merge schimbat, numai dacă luați al voucher. Deci, țineți minte asta, că în caz că greșiți culoarea, cu aia rămâneți. Bun, acum vă voi arăta un sistem de fier vechi care, sincer, pe mine chiar m-a dat pe spate, dar pentru asta haideți să ne cumpărăm o mașină. Bun, și cumpărăm picadorul ăsta, dăm buy now frumos, slash V, îl spawnăm aici, cred că tot aici îl dă, da, tot aici îl dă. Bun, și să zicem că ne-am luat acest picador, bă, și vrem să-l vindem, nu-l vrea niciun jucător, nu avem cum să scăpăm de el și așa mai departe. Și singura variantă care este să o vindem la stat, bă, băieți, mașina. Așa că dăm aici pe picador și dăm sell vehicle to state și vedeți că ne-a pus un checkpoint, bă, băieți, aici la docurile din SF. Și acum, bă, băieți, haideți să vedem că nu este chiar așa ușor de vândut mașina. Vom avea nevoie de un băiat din tow truck, bă, băieți, ca să ne ia mașina, practic. Așadar, va trebui să dăm slash V aici, picador, și dăm sell vehicle to state. Și vedeți că ne dă 2,5 kk, adică 50% din mașină. Bun. Și ne-a dispărut mașina. Și ia vedeți ce scrie în chat. Trebuie să aștepți un mecanic pentru a transporta vehiculul. Dacă un mecanic nu va veni până te vei deconecta, vehiculul tău va fi scos din vânzare. Bun. Și-l vedem pe MC Rebelu, care ne-a luat mașina direct pe sus cu mașina sa. Și acum el va trebui să o ducă, nu știu unde să o ducă, sincer, la un depozit ceva de fier vechi și după vom primi banii. Deci haideți să vedem cam când vom primi banii pe această mașină. Bun, și încă o chestie pe care o văd aici pe server e că vin mesaje de-astea. Echipa România Sam vă dorește o zi bună. Deci mi se pare tare și chestia asta. Bun, și a venit Rebelul aici la HQTTC și am primit un mail. Hai să dăm slash emails și am primit asta. Vehiculul tău a fost vândut, picador cu succes pentru 2,5 kk, 50% din valoarea sa. Dăm exit. Și stăm pe spate, băieți, ne-am luat banii în sfârșit. Deci cam asta e sistemul. Bă, v-am zis și asta, mi se pare super tare, super unic și așa mai departe. Deci, big up pentru sistemul ăsta. Acum, hai să vă arăt care este treaba cu licențele, bă, băieți. Bun, și vom da slash GPS la important location și mergem la license test. Bun, e tot aici în SF, deci văd că marea activitate în oraș este în orașul SF, bă, băieți. Și venim aici, ok, unde este și spawnul, apropo, nu știu dacă eram aici la început, dar aici este spawnul din câte am văzut. Și va trebui să dăm buy licenses. Și eu vreau gun license, așa că hai să vedem care este treaba. Ai fost rebotat la locația așa, la fiecare 5 secunde un actor se va spawna random un punct de trage. Va trebui să îi împuși pe fiecare în cap, altfel vei da fail. Hai să tragem în cap, bă, tare și sistemul ăsta, sincer. Hai că ne cam descurcăm, băieți, le cam dăm la cap. Întrebare e cam cât trebuie să tragem. Cred că un minut, două, ceva de genul, dar hai că vedem imediat. Bun, fail, nu ai împușcat toți actorii în cap. Dar, din păcate, eu sunt cam varză. Așa că vă aștept pe voi să vă luați licența. Ideea e că l-am ratat acolo pe primul cât am stat eu să citesc în chat. Deci vă las pe voi să vă luați licența de arme, că eu oricum n-am nevoie. Bun, bă, băieți, și un alt sistem care va ajuta jucătorii din poliție, bă, băieți, este următorul sistem. Că atunci când veți ataca un polițist sau veți fi atacat, depinde ce veți fi pe server, o să primiți wanted automat, dar stați că suntem în safe zone, deci hai să ieșim de aici din safe zone. Bun, și acum că am ieșit din safe zone, hai să tragem în
MC Rebelu și vedeți, am luat direct Wanted 4, deci chestia asta o să ajute extrem de mult polițiștii, că nu vor mai trebui să dea slash su, să dea Wanted și așa mai departe, efectiv o să fie totul automat. Bun bă băieți, și acum am dat swap team, cum s-ar spune, de la infractor la polițiști, venim aici în HQ SFPD și vom da slash duty, frumos, ne dă skin ăsta de polițist, avem și armele și haideți să încercăm să ne punem și noi cu radarul. Bun, și vom lua acest HPV bă băieți și vom pune undeva radar, hai să mergem chiar aici. Bun, și vom da slash radar city. Și practic am pus radarul, bă băieți, acum îl așteptăm pe MC Rebelu să tragă ca să vă arăt cum funcționează acest sistem. Am zis că este unul automat și îmi va da stop radar automat și o să-mi scrie pe cea, dar hai că vedem imediat care este treaba. Bun, și vedeți, Rebelu a depășit limita regulamentară de 100 de km pe oră, viteza sa 187, radarul s-a oprit. Și cam asta e sistemul de radar, vedeți că va fi totul automat. Acum, bă băieți, vă voi arăta un alt sistem foarte tare de curse, dar haideți să ne mutăm la Tow Truck, bă băieți. Bun, acum suntem lideri la facțiunea Tow Truck și vom face o cursă, bă băieți. Ca să facem acest lucru, va trebui să dăm slash duty întâi și start race și hai să facem sprint cu Infernus. Și vedeți, mecanicul Stank organizează cursa de tip sprint, folosește Join Race pentru a participa, taxa 100k. Dăm Join Race și hai să vedem care este treaba cu această cursă. Așteptăm să dea și Rebelul Join ca să ne întrecem aici frumos. A, și ca să faceți o cursă va trebui să fiți în Tow Truck și să aveți rang 2, bă băieți, cel puțin. Iar toți jucătorii, ați văzut, vor plăti 100k, iar cine câștigă ia frumos toți banii, iar cei din Tow Truck vor încasa 100k, iar cooldown-ul de când aș join până începe cursa va fi 2 minute, bă băieți, ca să se strângă cât mai mulți, așa că așteptăm, mai avem oricum încă un minut și dăm drumul la cursă. A, și ne spune Rebelu că această cursă practic se pune și la raport la cei din Tow Truck, deci super tare chestia asta. V-am zis, efectiv, sunt niște sisteme de astea extrem de șmecre, bă băieți, pe mine chiar mă atrag, sincer. Și v-am zis că ne vom vedea probabil duminică la un live aici pe server, unde vă aștept să ne facem avers, să le luăm case, bizuri, chestii de genul. Bun, cursa va începe în 5 secunde, pregătește-te, hai să vedem, îl întrecem pe Rebelu sau sal. Opa, hai că am dat drumul la Infernus, am dat drumul la brațe, bă băieți. Cred că avem mai multe checkpoint-uri și ne scrie undeva câte checkpoint-uri avem. Ok, nu avem, dar hai că îi dăm noi viteză. Să sperăm totuși că nu ne răsturnăm sau ceva. Mamă, dacă am lungă cursa asta, eu credeam că terminăm imediat, dar aparent văd că sunt o grămadă de checkpoint-uri. Nici nu mai văd pe MC Rebelu, atât de în urmă a rămas, dar hai că e bine, măcar câștigăm noi cursa. Păcălim și noi 200k aici pe server. Bun, și am ajuns și la finalul cursei, bă băieți. De unde am primit frumos 100k, deci stăm pe spate acum, am la bani, hau, mergem să-i bem, hai că mergem dacă e. Și ce am uitat eu să vă prezint, bă băieți, hai să mergem înapoi la jobul de drug dealer, că pentru iarbă, băieți, trebuie să dați slash work. Deci venim aici, dăm quit job întâi, get job acum, frumos, și dăm slash work. Nu poți lucra dacă ești la datorie, sta să dăm duty iar și... Ok, trebuie să fiu un HQ să pot să mă scot de la datorie, deci hai să mergem în HQ repede. Bun, intrăm în HQ, dăm duty și gata, nu mai suntem la datorie. Acum hai înapoi la job. Deci să țineți minte și asta, că în cazul în care vreți să faceți job, să nu vă uitați cumva duty. Bă, mi se pare mișto aia că îți dă gen skin de facțiune și vi-l scoate după când vă scoateți de la duty. Chiar mi se pare super tare chestia asta. Iar acum hai să încercăm slash work normal. Și trebuie să venim aici, în acest punct. Mamă, cu Sanchez-ul livrăm. Nice. Mi se pare alegere destul de bună. Va trebui să mergem până în Bayside. Hai că am și ajuns, că am dat speed, bă băieți. Și intrăm aici frumos în checkpoint. Și am primit 3 weed, bă băieți. Și după trebuie să vă întoarceți frumos înapoi la locul de unde ați început. Intrați aici și gata, nu mai munciți, ați terminat tura. Bă, frumos, am făcut rost de niște iarbă, cum s-ar spune. Ia să dăm use drugs. Ok, și ne ține pe loc, dar oricum ne dă viață. O chestie super mișto. Iar acum nu prea v-am prezentat eu așa în detaliu slash shop, bă băieți. Avem normal shop, unde vedeți premium points și VIP account. Ca să vă luați premium account, nu e pe timp sau chestii de genul. Dați pe premium account frumos enter și vedeți, aveți pe timp. Mamă, pe 10 ani 2000 de PP-uri. Hai că noi ne luăm așa slăbuți pe o lună. Și avem următoarele avantaje, bă băieți. Acces la premium chat, 50% job boost, 0,2% bank interest, adică dobânda,
poți ține maxim 10 ropoi, normal fiind 5, și acces la P-Color, acces la autologin. O tare chestia asta, sincer, dar eu deja aveam cont premium și mai avem și VIP account, care ia să vedem ce ne dă. Acces la VIP chat, avantaj la joburile Farmer și Fisher, un vehicle slot, acces la STT, STW și acces la VIP wheels. Și restul aveți PP-uri, clan, change nickname, vehicle slot, clear one, iPhone, clear faction war, history, hidden color, clear FP. La car shop puteți să vă luați mașini, vedeți, stretch, maverick, boost, monster. Și la voucher shop ați văzut, normal, voucher, epic voucher, legendary voucher, neon voucher, bă băieți. Bun, bă băieți, și acum hai să vă arăt ultimul sistem aici pe server pe care vi voi arăta, pentru că restul vă las pe voi să descoperiți mâine. Bine, vom descoperi împreună în cazul în care vreți la ora 18, când va fi deschiderea. Și venim aici la CNN, suntem în SFPD noi, ID 1, vedeți, suntem în SFPD. Bun, și dăm ad, de exemplu, cumpăr Infernus. Bun, și așteptăm să ni se pună ad-ul, pentru că se va pune într-un minut. O chestie foarte mișto aici pe server e că ad-urile se vor pune și pe serverul de Discord, deci veți avea mai multe șanse, bă băieți, să vindeți ceva în cazul în care nu este playerul care, de exemplu, vrea să cumpere ceva pe joc, poate să uite pe Discord și vă contactează acolo. Deci, sincer, mi se pare super tare chestia asta. Acum veți vedea că numele nostru în anunț va fi scris cu albastru, pentru că suntem în SFPD, dar stați să treacă minutul ăsta, că mai avem încă vreo 20 de secunde și o să apară ad-ul. Bun, și s-a pus anunțul și vedeți cam așa arată cu numele nostru albastru și cam asta a fost cu sistemul. Acum, haideți să vă arăt cum ar arăta pe Discord anunțul. Bun, bă băieți, și cam asta a fost cu prezentarea, v-am zis, vă aștept pe data de 11, duminică, la ora 18, aici la deschidere, vom face, v-am zis, un live unde chiar vă aștept să fim cât mai mulți pe server. Mie, sincer, v-am zis, mi se pare un proiect cu foarte mare potențial și super tare, adică ați văzut, sunt niște sisteme pe care eu personal nu le-am mai văzut, sunt curios dacă voi le-ați văzut, așa că aștept să scrieți în comentarii în cazul în care voi ați mai văzut sisteme, dar, sincer, eu v-am zis, nu le-am mai văzut, probabil nici voi. Dar așteptăm acolo cât mai multe sugestii. Până atunci puteți să intrați pe serverul de Discord, unde vă recomand să intrați ca să fiți la curent cu tot ce se mai adaugă pe server și așa mai departe, ce se mai modifică și chestii de genul. Și cam asta a fost, bă băieți, în cazul în care v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, subscribe și să dați un follow pe Instagram @mariogramu, iar noi ne vom revedea mâine la un nou live de aici, de la deschidere, așa că să aveți o zi bună în continuare, baftă! Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny.